Salutare lume, eu sunt Alex și bine v-am găsit la un nou clip, cât e ora? E ora 11 jumătate, dar nu contează în fine. Hai să vedem, am primit aici un gift 31 de bonus să-ți dea Dumnezeu sănătate și haideți să mergem la planuri seasonal și o să-l facem în clipul ăsta, sper și Doamne ajută pe Manola. Să vedeți, îmi mai trebuie culmea cool. doar jucătorul cel mai ieftin El Sharawi, dar acum am vreo 30 de K și el e 80 de K. Ok, deci haideți să mergem la Roma vs Juventus și să facem acest plan. Al 50-lea token o să pun unul de silver, dar asta e, nu mai stau să joc eu la evente. Hai să-i dăm claim, claim reward mai repede și să vedem. Într-un fel aș vrea să pice el șaraui, într-un fel nu. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... oh, Douglas Costa, ok, Douglas Costa. Facem profit, e vreo 300 de K sau pe acolo dacă nu mă înșel, au mai scăzut puțin prețurile, trebuie să-l vând și să-l iau în locul lui pe El Shaaraui și rămân cu vreo 200-250 de K. Haideți să vedem cât costă Douglas Costa, ok, are 92 rating, el lămă și o să pun aici 400 de K să văd aproximativ pentru că nu știu chiar cât e. Hai să vedem, da, e mult mai ieftin, trebuie să schimbăm aici prețul. Și o să-l facem în acest clip, cum am mai zis, pe Manolas de 96, după părerea mea, unul dintre cei mai buni, unul dintre cel mai bun fundaș din joc, în top 5 pe acolo. Ok, 310k, se dă la 310k, o să-l pun puțin mai ieftin, aici la bid -o, o să punem 250k, ok, și aici 279k, așa, ok, și post item și revin după ce se vinde Douglas Costa. Ok, fraților, am revenit aici și s-a vândut Douglas Costa cam în vreo 10 minute, vedeți și voi aici și am luat 251 de ca și cam atât costă Manolas în momentul ăsta, deci se dă la 2 milioane, chiar puțin peste 2 milioane, ați văzut și voi. Hai să-l căutăm așa pe el Elshagaui, vreau mai repede acel Manolas să-l pune în echipă și să văd cum arată în echipa mea. Hai să punem atât sub 90 de K și da, e mai ieftin, e 80 de K, 81, 84, 77 am văzut acolo unul. Hai să scriem și noi 77, de ce nu îl luăm pe ăla sau dacă e mai ieftin, să și da, doar ăsta e, hai să-l luăm mai repede la 77 de K și am mai rămas și cu 211 K. Ok, vreau să mai fac încă un master la acest plan pentru că se merită și puteți să faceți și voi orice, măcar un master la planul ăsta, fără vreun ban băgat în joc. Da, deci dacă acum începi jocul, bine, acum două, trei zile începi să joci acest joc, morti mă, Justin, dacă acum începi să joci acest joc, ai șanse să faci un master. Ok, am rezolvat și această mică problemă și haideți să-l vedem pe Manolas de 96. 3, 2, 1 și Manolas 96. Am dat eu acolo, nu știu de ce, morții mei, da, morții mei. Nu știu, e eu, ora eu 12 și de asta sunt atât de prost la ora asta. Bine, prost în de felul meu, dar în fine, haideți să vedem și tokenul ăsta pe care doar cred că pe stabil îl interesează tokenul ăsta. El și cu băieții de genul lui e tokenul care îți trebuie pentru a-l face pe jucătorul de 99 care va fi și haideți să-l punem, oh my god, haideți să-l punem pe Manolas 96 de 102 acum în echipă, 97 pace, cât avea acolo, cât avea, mă, 105 de Fenix și 99 physical, frate, dacă nici ăsta nu e fundaș bun, deci uite-te și tu aici, 99 accelerații, 99 sprint speed, 105 tackling și 109 marking și avea și 111, 112 reacție am făcut și 100 rating fraților e prima dată când fac 100 rating la primul 11 și să mulțumim lui Hristos că el ne aduce bucurii Da văd că crește și Brahimi și James și Casemiro Griezmann nu au crescut toți băieții și otamendi acolo și avem 100, avem 100, bine boss, bine boss. Da, nu mă așteptam să fac 100, de fapt trebuia să mă gândesc înainte că probabil o să fac, că otamendi dă bonusuri super, super bune, plus 2 marking și plus 2 reacție la toți jucătorii și da, o să mai iau niște game changer și o să se facă cam de 104, Manolas în următoarele săptămâni. Deci cam atât a fost și cu acest clip. Pot să vă zic că am jucat deja câteva meciuri cu Manolas la Vexus Attack și nu am luat în niciun meci mai mult de 4 goluri. Am jucat vreo 8-9 meciuri cam așa și nu am luat în niciun meci mai mult de 4 goluri. Da, cam atât cu acest clip. Eu am fost Alex, mă bucur că l-am făcut pe Manolas și că am un fundaș atât de bun. Deci până data viitoare, numai bine fraților!